Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu un bărbat care spală un BMW în zona centrală a Timișoarei. S-a întâmplat la câțiva pași de piața Sfântul Gheorghe. Afli apoi ce captură importantă de cocaină au făcut polițiștii timișoreni de la crimă organizată. La final afli că primăvara aduce șantiere în Timișoara. Mai multe străzi din partea de sud a orașului intră în reparații. Aroganță luni în centrul Timișoarei. Un bărbat a fost filmat în timp ce spăla un BMW parcat vis-a-vis de centrul comercial Bega. În imagini poate fi observată mașina parcată, iar în jurul ei se vede clar apa scursă în urma spălării. Un spălător poate fi observat și el în timp ce aduce ultimele retușuri mașinii proaspăt curățate. Imaginile ne-au fost trimise ulterior pe adresa redacției de unul dintre cititorii tion.ro. Captură importantă a polițiștilor de la crimă organizată din Timișoara. Oamenii legii au reușit să captureze 12 kg de cocaină columbiană care tranzita România pentru a ajunge în Spania. Marfa a fost trimisă printr-o firmă de curierat și urma să ajungă la o femeie din Oradea, care ar fi trebuit să o trimită tot prin curier în Spania. Polițiștii timișoreni de la crimă organizată au intrat pe fir și au reușit să ridice cocaina din depozitul firmei de curierat de la Timișoara, înainte să plece mai departe. Mai mult, polițiștii români au pus mâna și pe columbianul care pusese totul la cale. Pe tion.ro ai însă toate datele. Primăvara aduce șantiere la Timișoara. Mai multe străzi din zona de sud a orașului vor intra în reabilitare, anunță primarul Robu. Prima pe listă este strada Ioan Slavici, cea căreia timișorenii au făcut și pagină de Facebook pentru a sensibiliza autoritățile. Nicolae Robu face apel la răbdarea timișorenilor și spune că aerul va fi mai curat în oraș după asfaltarea drumurilor. Pe tion.ro ai însă toată povestea. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.